ziua, ne apropiem de finalul de 2019, intrăm în 2020, acuș, ca orice edil trebuie neapărat să aveți în, să aveți în, în vedere investiții pentru anul care urmează. Orice edil trebuie să vadă ce urmează să facă pe anul 2020 și despre asta o să vorbim astăzi aici despre Comuna Cordun. Ca și în anii anteriori, lista de investiții este una bogată pentru comunitatea din Cordun, dar efectiv voi discuta despre proiectele care vor intra în execuție în anul 2020, pentru că așa cum am pomenit și cu alte ocazii, cetățenii au început să devină pragmatici și sunt interesați efectiv de investițiile care se vor derula în teren în anul 2020. În anul 2020, în primăvara anului 2020, după toate lucrările de apă și de canal efectuate în 2018 și în 2019 pe raza comunei noastre, voi derula mai multe proiecte care au ca și obiectiv modernizarea rețelelor de drumuri de pe Comuna Cordun și aici cred că în primăvara anului viitor îmi doresc să efectuez și să implementez mai multe proiecte pentru care în această perioadă am emis autorizațiile de construire. Am ajuns în stadiu final cu documentațiile, am emis autorizațiile de construire, dar datorită vremii nefavorabile și vremii reci vom începe derularea acestor investiții în primăvara anului 2020. Și aici o să vă enumăr mai multe investiții. La acest capitol avem o investiție pe care am semnat un contract cu Agenția de Finanțare a Investițiilor în Mediul Rural, cu AFIR Iași. O investiție pe fonduri europene, unde am primit o finanțare de 1 milion de euro din partea AFIR. Această investiție vizează străzi de pe întreaga comună, din toate cele trei sate componente, din satul Cordun, satul Simionești și din satul Pildești. Este o investiție cu aproximativ 7172 de metri liniar de străzi care vor fi modernizate prin acest program. O investiție frumoasă care vom derula în primăvara anului 2020. De asemenea, tot în această perioadă am mai emis autorizații pentru un proiect care vizează modernizarea de străzi în satul Pildești. Sunt 12 străzi pe acest proiect, care vor fi modernizate la începutul anului 2020. Când spuneți modernizate, înseamnă că acele străzi nu au văzut asfalt până acum, nu? Nu au văzut asfalt până acum. În momentul în care am preluat mandatul de primar, am preluat o comună cu 4 străzi asfaltate. Și acum, la momentul actual, în cursul anului, am asfaltat 24 de străzi în satul Cordun și vom ajunge cel puțin la vreo 60 de străzi, modernizate pe mandatul 2016-2020. Adică nu poate spune nimeni că nu a mers treaba în comună. N-are cine să spună treaba asta. Eu consider că, din punct de vedere al investițiilor, treaba a mers extraordinar în comuna noastră și s-au derulat investiții importante, investiții, din punctul meu de vedere, necesare pentru dezvoltarea comunității din toate cele trei sate componente ale comunii. Poate că unele au evoluat cu un ritm mai rapid, altele cu un ritm mai lent, datorită finanțărilor care au existat pe aceste proiecte, dar sper ca începutul anului 2020 să ne prindă cu investiții extraordinar de utile pentru locuitori, pentru că modernizarea drumului, cu toții știm că marea parte a locuitorilor din toată România doresc practic asfaltarea străzilor și de multe ori mai puțin utilitățile de apă și canal și alte utilități care, din punctul meu de vedere, sunt cele mai importante și care asigură un trai decent, un trai sănătos pentru locuitorii din comună. De asemenea, așa cum am menționat, tot în această perioadă, pe 29.10, am emis autorizația de construire pentru un alt obiectiv de investiții, modernizare de străzi în satul Pildești. Această
Acest proiect vizează modernizarea 12 străzi din satul Pildești. Tot în această perioadă, pe data de 25-10, am mai emis autorizația pentru încă un proiect care vizează modernizarea încă 4 străzi de pe raza satului Cordun, strada Speranței, Liliacului, Lalelelor și Rândinelelor. Sunt alte 4 străzi de pe raza satului Cordun care cred 100% îmi doream ca această investiție să fie implementată în toamna anului 2019, dar cred că nu vom avea suficient timp și tot la fel voi da ori începerea lucrărilor începând cu primăvara anului 2020. De asemenea, mai am un proiect finanțat printr-un GAL, tot la fel de Agenția de Finanțare a Investițiilor în Mediul Rural, care are ca și obiectiv modernizarea a 6 străzi din satul Simionești. Am depus la Firiaș documentația de avizare a achiziției, urmând ca în cel mai scurt timp să emitim autorizația și efectiv să începem lucrările și la acest proiect de investiții. Sunt 4 investiții care le începem de la zero. Vom începe de la zero. Sunt mai multe societăți care vor lucra la aceste modernizări. Sper ca în primăvara anului viitor să ajungem la performanța de a avea modernizate aproximativ 90% din străzile de pe raza comunei noastre. E clar că în ultima perioadă, acum, pe lângă aceste investiții, au mai apărut probleme pe raza satului Cordun, în sensul în care cei de la Mital au blocat o parte din varianta ocolitoare a Cordunului care trecea cu adevărat pe proprietatea lor. Voi începe rapid un proiect de continuare a acelei variante, astfel încât în primăvara anului 2020, în momentul în care vom moderniza acel drum să fie complet 100% și să avem o variantă ocolitoare a satului Cordun începând cu anul 2020. Deci în așa fel încât tot traficul greu să fie preluat de acea variantă, astfel încât să preîntâmpinăm disconfortul creat pe raza satului Cordun. Da, cei de la Mital v-au motivat cumva închiderea? Nu au motivat. Au motivat doar datorită faptului că sunt proprietari pe acea suprafață de teren. Singura motivație. Revenind la investiții și la lucrările de pe raza comunei Cordun, ultima oară când am fost și am filmat la noastră comună, am văzut inclusiv lucrările de canalizare, vorbeam atunci despre dorința locuitorilor de a se racorda, a fost, dacă mi-aduc aminte, un apel al dumneavoastră făcut la oameni să se racordeze la utilități înainte de a începe lucrările de asfaltare și ca să rămână în partea asta a canalizării. Cum se mai mișcă treaba? E aproape de final, nu? Lucrarea de canalizare de Pildești, apa... Sigur că da. În cursul anului 2019 am derulat două proiecte importante la nivelul, de fapt mai multe proiecte importante la nivelul comunii, dar două proiecte mari care vizează modernizarea de infrastructură. La nivelul satului Cordun am implementat proiect modernizare străzi în satul Cordun, un obiectiv de aproximativ 2 milioane de euro finanțat în Ministerul Dezvoltării. Am implementat acest proiect. Acest proiect este implementat ca într-un stadiu de 80%. Toate străzile au fost modernizate. Mai urmează de acum rigolele. Mai sunt ceva lucrări la acest obiectiv pe care le vom derula tot în primăvara anului 2020. Tot în cursul anului 2019 am efectuat lucrări la alimentarea cu apă, la înființarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare din satul Pildești. Aceste lucrări au decurs bine. Cred că acum, la momentul actual, suntem la un procent de 90%. Mi-aș dori și mi-am dorit din tot sufletul să finalizez aceste lucrări în toamna anului. Dacă mai ține vremea și în cursul lunii noiembrie, sperăm să finalizăm aceste lucrări și să facem efectiv probele pe tronsoanele de canalizare și pe alimentarea cu rețeaua de apă potabilă. Am făcut ieri o ședință la Căminul Cultural din satul Pildești, unde am rugat
cetățenii de pe raza satului Pildeș să se branșeze și la restul utilităților, adică pe străzile unde am trecut cu apă și canal, să branșeze și la rețeaua de gaze naturale, astfel încât după efectuarea lucrărilor de modernizare la drumuri să nu mai avem disconfortul de a apărea în permanență găuri în asfalt, dat fiind faptul că lumea dorește să branșeze la utilități. Cam în ce proporție se branșează? Lucrarea a inclus și branșamente. A, deci practic reduceți oamenilor până... Exact, lucrarea a inclus și branșamente, ca așa cum am spus și cu alte ocazii, de la investiție la investiție încep să cunosc mai mult nevoile oamenilor și necesitățile oamenilor și de la investiție la investiție prind și eu experiență mai mare și știu și eu mai bine ce am de făcut la următoarele investiții care... la următoarele investiții derulate pe raza comunii. Tot, cred că în această perioadă voi discuta cu proiectanți, cu specialiști și voi începe derularea și finalizarea tot ce înseamnă alimentare cu apă și canalizare de pe întreaga comunitate. Îmi doresc ca după finalizarea acestor două lucrări de pe raza satului Cordun și pe raza satului Pildești, îmi doresc ca în următorii ani să finalizez 100% integral ceea ce înseamnă investiții de alimentare cu apă și canalizare de pe raza comunei Cordun. Cum apreciați faptul că datorită acestor lucrări care se derulează, se vor derula și urmează să fie și încheiate, din ce în ce mai mulți oameni, cetățeni din oraș, de exemplu, își doresc să vină spre comuna Cordun, să se, nu știu, să-și găsească un loc de casă, să cumpere. Deci, practic, toate aceste lucrări îi atrag spre comuna Cordun. Cum apreciați lucrul ăsta? Cu toții am observat și am constatat că din punct de vedere imobiliar prețurile terenurilor pe raza comunei Cordun au crescut în ultimul an. În ultimul an, față de anul 2018, în momentul în care existau lucrări la rețeaua de canalizare pe raza satului Cordun, prețurile în 2019 s-au dublat la terenurile de pe raza satului Cordun. Eu mă bucur. Sunt deschis dezvoltări imobiliare de pe raza satului Cordun și nu numai decât dezvoltări imobiliare și dezvoltări industriale. În calitate de primar caut soluții pentru a dezvolta comunitatea din Cordun, comuna Cordun, pentru că îmi doresc, așa cum am spus și anterior, să avem una din comunele cele mai dezvoltate, nu numai de pe, din județul Neamț, de pe poate chiar din Moldova și de ce să nu să concurăm la, din punct de vedere al dezvoltării cu comunele cele mai dezvoltate din Ardeal. De ce nu? Ca să concluzionăm, există investiții, există proiecte deja în derulare, aveți și alte idei pe care nu le-ați expus acum. Dar idei sunt și... Idei sunt, idei apar permanent, pentru că, vedeți dumneavoastră, în permanență există necesitatea de dezvoltare și la fel ca și într-o gospodărie, într-o familie, treaba nu se termină niciodată și întotdeauna, oricât de mult am făcut, mai apare și altceva și în permanență trebuie să fim deschiși și lucrurilor noi care apar și în permanență vor trebui efectuate investiții pe raza comunei noastre. Domnule primar, vă mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc și vă mai aștept pe la noi.